foarte multe despre vaccinare, pentru că au apărut foarte multe date noi și inclusiv preoții intră în povestea aceasta, nu toți evident. Sunt preoți care îndeamnă la oprirea campaniei de vaccinare, vom vedea exact despre ce este vorba. Și asta într-o zi importantă pentru ortodoxi, este vorba despre ziua de bobotează, în care am avut două manifestări diferite. De exemplu, în Constanța, acolo unde știm că se afirmă cu fiecare ocazie de acest gen vestitul Teodosie, am avut îmbulzeală. În București, în schimb, la Patriarhie, o realitate cu totul diferită. De altfel, avem și imagini cu îmbulzeala din Constanța și cu oamenii care stau la coadă frumos la Patriarhie. De ce se poate așa la Patriarhie și de ce nu se poate în Constanța? Asta probabil că doar Teodosie poate să răspundă. Două imagini, două realități avem. De altfel, arhiepiscopul Tomisului s-a remarcat tocmai prin nesupunerea față de regulile de pandemie. Cel mai recent scandal a fost legat de organizarea pelerinajului de Sfântul Andrei. Deși Constanța era în carantină, atunci Teodosie a mers până în instanță să-și solicite dreptul de a organiza acea mare manifestare religioasă, reprezentat fiind în instanță de la fel de celebra Diana Șoșoacă. Vorbim așadar despre aceste opinii complet diferite, pentru că inclusiv Biserica Ortodoxă Română a avut un punct de vedere neutru în legătură cu vaccinarea, campania de vaccinare, dar există preoți care solicită oprirea acestei campanii. Vă prezint invitații cu care vom comenta pentru început pe această temă. Avem și date noi despre un alt personaj care se afirmă în aceste zile într-un mod scandalos, gălăgios, este vorba despre Alexandru Cumpănașu, încă o informație șocantă în ceea ce îl privește. Alături de mine în platou Cătălina Antohe, jurnalistă de la cetățeanul.net. Îi mulțumesc foarte, mulțumesc foarte mult. Și de asemenea, în legătură directă cu noi prin Skype este doamna avocată Gabriela Savu, căreia de asemenea îi mulțumesc pentru faptul că este alături de noi. Așteptăm în curând să înceapă și ședința de guvern. Probabil vom putea vedea câteva imagini la început din discuția pe care o va avea premierul cu miniștrii, după care vor începe discuțiile adevărate, pentru că au de împărțit astăzi funcții importante. Este vorba despre prefecție, subprefect. De altfel, sunt niște funcții apolitice, nu-i așa? De evident, fiecare dată trebuie să subliniem acest lucru. Toți sunt apolitici. Bun. Revenim la subiectul legat de vaccinare în paralel cu Boboteaza. Și vorbim despre un apel șocant al unui preot profesor la Facultatea de Teologie din Sibiu. Așa cum vă spuneam, acesta a solicitat oprirea vaccinării, bazându-se pe teorii conspiraționiste, anunță cei de la G4 Media. În scrisoarea deschisă transmisă și Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe, preotul profesor Vasile Mihoc susține că unele companii farmaceutice produc vaccinuri folosind celule preluate din fetuși umani avortați. Biserica Ortodoxă Română, așa cum vă spuneam, a avut o poziție neutră în chestiunea delicată a vaccinării, dar mai mulți prelați ortodoxi s-au pronunțat împotriva imunizării, așa cum de altfel sunt și foarte multe cadre medicale, din păcate, în momentul de față. Bun, biserica are o importanță foarte mare în societate. În momentul în care vine un preot și îți spune că nu ar fi bine să te vaccinezi, sau vine un preot și organizează un pelerinaj și vedem în bulzeală acolo, chit că oamenii au măști, cum ar trebui să te poziționezi? Ar trebui ca biserica, de la Biserica Ortodoxă, vorbim în cazul de față, de la nivelul central, să transmită niște indicații în teritoriu. Păi a spune, da, dar acele indicații să poată să fie și aplicate. Da? Este păi, foarte, tocmai că vedem că la Patriarhie foarte s-a putut aplica și toată lumea a fost cu privire la vaccinare, mă referam. Cu privire la vaccinare, au fost neutri. Tocmai neutre, dar să transmită acest mesaj de neutralitate către toți preoții. Pentru că este foarte clar că mulți dintre cei care ies împotriva vaccinării nu au de fapt idee despre ce este această vaccinare, nu s-au documentat cu adevărat, nu au încercat să stea de vorbă cu enoriași de-ai lor, care poate știu despre ce este vorba. Și să transmiți astfel de mesaje unor mai ales populației de la țară, poate mai puțin educată decât cea de la oraș, este foarte grav.
Ne explică poate inclusiv această informație, doamna avocat, modul în care funcționează la noi campania de vaccinare. Nu a început cu dreptul și sunt foarte mulți oameni nehotărâți dacă să se vaccineze sau nu, pentru că vedem două surse, da? Cadre medicale care refuză vaccinarea. La rândul lor ei povestesc în familie, domnule, poate ar fi mai bine să nu vă vaccinați, că cine știe ce argumente au. Apoi oamenii aceia merg mai departe și diseminează informația. Iar în cazul unor preoți, deși Biserica Ortodoxă nu a vrut să se bage pur și simplu în povestea asta, sunt preoți care probabil la liturghie îi îndeamnă pe oameni să nu se vaccineze. Și uite, de aici e foarte ușor ca informația să ajungă în toată țara, nu? Da, era foarte important ca autoritățile să fi avut poate o discuție serioasă cu Patriarhia Română cu privire la alăturarea în această campanie pro-vaccinare. Asta este un minus din punctul meu de vedere. Există, desigur, la nivelul societății o încredere cât se poate de mare în Biserica Ortodoxă și faptul că Patriarhia Română nu s-a implicat în mod direct în sensul sprijinirii campaniei de vaccinare este realmente un minus. Dar, așa cum este și în medicină, presupun că și în materia asta trebuia aplicat un principiu și anume dacă nu poți să faci bine, măcar să nu faci rău. Exact. Și dacă tot nu au, și dacă tot nu s-au alăturat în sensul sprijinirii fățișe și a implicării în conștientizarea de către populație a beneficiilor vaccinării, atunci puteau măcar să ia măsuri pentru ca asemenea derapaje să nu se producă în teritoriu și toți preoții să păstreze aceeași obligație de rezervă pe care și-a asumat-o Patriarhia Română. Mie asta mi se pare de-a dreptul minus. Cu privire la maniera în care s-a desfășurat public campania de vaccinare din punct de vedere al comunicării, mie, sincer, mi s-a părut și mi se pare în continuare destul de rigidă. Faptul că niște medici specialiști sunt implicați în prezentarea unor clipuri în care, nu știu, citesc de pe prompter, să știți că chiar dacă ei, să zicem, ca și personalități ale lumii medicale sunt persoane validate și cu siguranță sunt competenți în a emite asemenea opinii, totuși nu sunt aproape de receptori. Da? Este foarte important într-o campanie de comunicare să ai vector de imagine pozitivă care să transmită mesajul mai departe. Mi se pare, de exemplu, mult mai adecvată maniera în care pot fi folosite persoane cu o imagine pozitivă extrem de bună la nivelul societății, cum sunt sportivi, de exemplu, un plus, și aici felicit Ministerul Sănătății, un plus este alăturarea Simonei Halep în această campanie. Asta mi s-a părut, de exemplu, o idee extraordinar de bună, pentru că aduce, este un vector de imagine pozitivă, prezentarea beneficiilor vaccinării de către o asemenea persoană care se bucură de credibilitate este foarte importantă. Da. Mai puțin să explicăm și imaginile pe care le avem în direct de altfel din Constanța. Este un moment important al slujbei. Sunt cele trei cruci de lemn care vor fi aruncate în apă și trei temerari. Al tradiției, nu al slujbei. E tradiția. Da. Parcă era de gheață inițial, nu erau cruce de gheață. Dar nu mai avem cruce pentru că sunt 10 grade. Da. Vor fi apoi temerarii care se vor arunca în valuri și vor scoate cele trei cruci. E o tradiție, un moment frumos al acestei slujbe și pe care îl urmăream cu plăcere în alți ani. În 2019, de exemplu, acum să vezi acele imagini cu oameni care se îmbulzesc la Constanța. Am discutat cu mai mulți clerici înainte de a intra în emisiune și între ei, la fiecare astfel de slujbă, de eveniment religios, se numește Sfânta Îmbulzeală. Tocmai de aceea, deci chiar o numesc așa. Tocmai de aceea ceea ce s-a întâmplat la Patriarhie este, din păcate, excepția, nu regula. Am discutat și despre faptul că s-a distribuit aghiasma prin sfințirea apei. Sfințirea apei poate fi făcută în orice moment, dar în tradiția ortodoxă, sfințirea apei, aghiasma, se face după înfățișarea Domnului, iar aceasta se face numai în urma Sfintei Liturghii. Atunci se distribuie credincioșilor. Iar Sfânta Îmbulzeală, ca să-i citesc de astăzi,
sunt convins și cei cu care am vorbit erau convinși că îi cuprinde și pe cei care au luat aghiasmă și ieri, pentru că adevărații credincioși știu ceea ce v-am zis mai devreme și vin să ia aghiasmă și după Sfânta Liturghie. Da, am văzut în alți ani imagini cu credincioși care se îmbulzeau, deci până la urmă, oricât de bine ar fi organizată, dacă nu ai niște jandarmi care să intervină. Da. Ceea ce s-a întâmplat la Patriarhie e o bilă albă pentru Patriarhie, da, pentru Patriarh, că și-a făcut treaba foarte bine. Dar e doar excepția. Da, dar în momentul în care el arată că se poate și Teodosie arată că nu vrea, că până la urmă despre asta este vorba, atunci e foarte ușor să alegi între cele două variante. Da, dar mie teamă că dacă s-ar face un periplu astăzi prin mai multe locuri din țară, tot la Sfânta Ambuzeală am asistat. Da, e foarte posibil să se întâmple asta, da. Și aici probabil că ține și de obiceiurile noastre strămoșești, da? De a ne îmbulzi și de a ne așeza la coadă foarte aproape unii de alții. Am înțeles că de această Sfântă Ambuzeală se vorbește încă din secolul IV. Deci cum în cazul ăsta, da. Lucrurile merg mult mai departe în istorie. Bun, dacă e să vorbim însă despre modul în care a fost făcută această comunicare, vă dădea un exemplu bun ceva mai devreme, doamna avocat, vorbind despre Simona Halep, poate că într-adevăr astfel de persoane mult mai abordabile, mult mai persoane cu care te poți, la care te poți raporta, care au o imagine foarte bună față de medicii pe care îi vezi în platourile televiziunilor și care au o altă opinie față de medicul de familie care eventual îți spune, domnule, nu te vaccina, că las că știm noi că nu e în regulă, sau o rudă de la spital, de la infecțioase, care îți spune, măi, știu, nu m-aș vaccina. Ei, în condițiile astea în care ai la televizor niște oameni care spun un lucru și tu în realitate auzi altceva, automat nu știi ce să mai crezi. Cât se poate de corect ce spunea doamna avocat Gabriela Savu, ce ne lipsește în România, ne lipsește și mesajul autorităților. Să ținem cont că în Israel dorința de vaccinare a populației a crescut cu 10% imediat după ce Benjamin Netanyahu s-a vaccinat. Așa e. Apoi a mai fost un simbol, un profesor universitar de acolo care era împotriva vaccinării, s-a dus și s-a vaccinat. Iarăși un moment foarte important. Cred că dacă persoane din conducerea statului, fie că sunt executivi, fie că e la președinție, ar alege să se vaccineze în direct, atunci s-ar transmite un mesaj foarte clar de încredere către populație. Păi, în curând ar urma să aflăm acest lucru, doamna avocat, pentru că în următoarea etapă ar veni inclusiv unii demnitari, inclusiv președintele, ar putea să facă un astfel de gest, ar ajuta? Da, eu cred că ar ajuta foarte mult și, bine, nici din punct de vedere procedural până acum nu puteau interveni demnitarii pentru că s-ar fi considerat că practic încalcă protocolul de vaccinare. Nu se încadrau în prima grupă, dar în a doua grupă cu siguranță că ar trebui să-i vedem. Eu cred că este foarte important ca oamenii politici, nu numai președintele, da, și cei din guvern și președintele României și în general oamenii politici, cei care se bucură de credibilitate, fiecare pe zona lui de simpatie, să spunem, din partea cetățenilor, să vină cu un mesaj de sprijin și să facă acest gest public. Acum, sigur, și vaccinarea este voluntară și fiecare dintre ei are dreptul la opinie și la alegere, dar pentru campanie, pentru succesul campaniei este foarte important și exemplul dat de domnul Antohe este cât se poate de corect cu Israelul. Acolo, într-adevăr, s-a dovedit că prezența oamenilor politici din administrație în această campanie și exemplul personal au fost extrem de importante, iar numărul impresionant de persoane vaccinate în Israel este cu siguranță un exemplu pentru întreaga lume. Bun, până una alta însă ar trebui să mai așteptăm pentru că este posibil să se devanseze, să nu se mai respecte acea regulă pe care o anunțaseră inițial autoritățile și anume medicii să fie primii, apoi cei din categoriile de risc. Este foarte posibil ca acele categorii de risc să intre mai repede la vaccinare și atunci ar trebui să se miște mai repede și medicii de familie, ar trebui să avem niște liste, să știm cine poate să facă și cine nu poate să facă acest vaccin. Sunt niște norme emise de Organizația Mondială a
Sănătății sunt adoptate, recunoscute inclusiv de Comisia Europeană. Această fază a doua a vaccinării, în care se pot vaccina oamenii care lucrează în funcții importante și, bineînțeles, vârstnicii, poate avea loc, am înțeles, de la 15 ianuarie în acel moment. Adică este foarte important să începem să vedem. Mi-aș permite să o contrazic un pic pe doamna Savu, dar nu vehement, ci parțial. Cred că nu ar fi avut nimeni împotrivă ca 3-4 demnitari ai statului român să se vaccineze odată cu medici. Ar fi fost o idee mai bună. O să-l contrazic pe Cătălin. Mă rog. Eu cred că există în societatea românească, în momentul de față, suficientă energie negativă și cu siguranță că s-ar fi repezit foarte, foarte mult din societatea civilă să critique genul ăsta de intervenție în... Poate doar președintele să fi fost exclus de la o asemenea apreciere, deoarece și alți șefi de stat s-au vaccinat cu prioritate și dumnealui cu siguranță ar fi putut să fie un exemplu. Dar m-aș opri aici, da? Nu și alți oameni politici. Ar fi transmis în primul rând un mesaj că nu se teme de aceste teorii ale conspirației privind efectele secundare. Am început să aud acum, inclusiv de la medici de familie, că spun că cei care au avut cancer sau diabet sau alte boli nu trebuie să se vaccineze. Asta este foarte grav în momentul în care unii medici spun la televizor asta, dar medicul tău de familie te contrazice. Asta mie mi se pare foarte grav, pentru că te joci cu viețile unor oameni, vorbind de persoane care au boli grave, nu exact. E așa de ușor de dus oricum o astfel de boală, dar uite să mai ai și probleme în urma vaccinului. Iar pentru aceștia este foarte important să se poată organiza vaccinarea la domiciliu, că sunt foarte mulți care nu sunt transportabili, sunt mulți bolnavi, sunt unii oameni cu probleme de vedere. Păi urmează această campanie. Sunt în stare autoritățile să o facă? Am înțeles că ieri sau alaltăieri, de pildă, a mers foarte bine vaccinarea la Spitalul Sfântul Pantelimon. Au fost 200 de vaccinați, au zis că oricând capacitatea medici să vaccineze, să vaccineze chiar și 300 de persoane. În timp ce la alte spitale mai cunoscute s-au vaccinat mult mai puțin și cred că ar fi util să ni se dea o statistică. Ce eficiență, câți oameni au fost vaccinați acolo, acolo, dincolo? Dar fiindcă nu vom avea aceste date, tot timpul va exista suspiciunea că în realitate în sistemul medical foarte mulți dintre cei care activează în sistem au avut această opțiune de a nu se vaccina. Și de aceea cred că ar fi important să avem și date oficiale cu privire la succesul primei etape sau cel puțin datele preliminare de până acum, pentru că e foarte important să se știe că în sistemul medical campania de vaccinare ar fi un succes. Dacă nu ar fi așa, și anume procentul cadrelor medicale ar fi foarte mic, ăsta ar fi, din punctul meu de vedere, un semnal extrem de prost. Bun, vorbim acum și despre ce ar trebui să se întâmple în justiție. A dat deja un semn noul ministru al justiției, Stelian Ion, că susține desființarea secției speciale. Stelian Ion afirmă însă că renunțarea la această secție nu înseamnă că magistrații nu vor răspunde pe viitor pentru posibilele fapte penale. Foarte interesant însă să aflăm cum va fi posibil acest lucru, pentru că, doamnă avocat, în momentul acesta nu ai pârghiile legale, inclusiv prin CSM nu se prea poate face asta, să întrebi un judecător de ce a dat o decizie sau alta, nu? Păi vedeți, problema este că se desfințează SIJ și nu se pune nimic în loc. Practic, competența de urmărire penală în ceea ce privește cauzele în care sunt implicați magistrați, judecători sau procurori, revine după desființarea SIJ, DICOT și DNA. Deci se desființează SIJ, dar nu se pune nimic în loc. Competența se duce pe dreptul comun la aceste două structuri de parchet. Și aceasta este și marea temere în sistem. Eu sunt avocat, nu pot să uit anii în care DNA a deschis mii de dosare împotriva unor judecători și procurori și nu le-a mai închis. Adică erau în instrumentare mii de dosare fără să se întâmple nimic cu ele, fără să fie trimise în
judecată, adică în calitate de avocat nu pot să nu mă întreb dacă acele dosare nu cumva lăsate așa în nelucrare, nu cumva erau un mijloc de presiune. Tocmai asta este temerea în sistem. Sigur că subiectul ăsta, deja de care vorbim de un an și ceva, este de-a dreptul politizat, dar realmente pentru o justiție liberă și independentă este necesar să le dai și judecătorilor și procurorilor niște garanții. Ori în condițiile în care avem acest precedent cu activitatea DNA, sigur că există o temere la nivel de sistem. Nu, nu este adevărat că nu vor mai fi anchetați judecători și procurori. Tocmai dimpotrivă, asta este temerea, să nu ne întoarcem la situația pe care v-am descris-o mai devreme și care este reală. Da, avem statistici cu activitatea DNA în această materie. Avem și situație concretă, cea în care fostul primar și actual primar al Craiovei a lipsit un mandat, da? Tocmai din cauza acestui dosar s-a spus, după ce a fost inclusiv reținută 24 de ore Elia Olguța Vasilescu, s-a spus că nu există aceste fapte. Păi pe ce bază a fost deschis un astfel de dosar și de ce nu ar putea cineva să-l întrebe pe procurorul respectiv cum a ajuns la concluzia că există o faptă, după care un alt procuror a spus că nu există? Da, și am avut recent un astfel de caz chiar la Corabia, o percheziție domiciliară cu 20 de mascați intrați în casă peste o familie în care era un copil de 9 ani, pentru a verifica de ce în urmă cu 3 ani nu și-ar fi declarat în declarația de avere 300 de lei, care ar fi obținut din dividende de la firmă. Exact. Deci o măsură cu totul disproporționată care s-a produs acolo. Da, aș mai completa un pic pe doamna avocat. Avem odată problema aceasta răspunderii penale a judecătorilor, de care să se ocupe DNA, DICOT. Ce ne facem însă cu cercetarea disciplinară, cu rolul CSM-ului, pentru că știu deja câteva cazuri și am documente pentru ele, în care același judecător, în spețe similare, câteodată cu aceleași părți, a dat decizii opuse. Pentru că nu există o practică unitară. Acolo, nu, dar nu, e vorbim de același judecător, nu mai vorbim de o practică unitară, da? Una este să dea o sentință, o decizie, o hotărâre cu potrivit convingerii sale intime privind adevărul și alta este ca atenționat fiind că s-a mai pronunțat odată într-un fel, să se pronunțe totuși opus. Revenim după publicitate, așteptăm să vedem ce se întâmplă și la guvern în câteva momente. Revenim cu detaliile momentului. Crește numărul de noi infectări, 5719, crește și numărul de teste, într-adevăr, 34.343 și, din păcate, 121 de decese. Ieri am avut o scădere, un număr sub 100, de data aceasta, iată, din păcate, din nou o creștere și 1070 de români internați la terapie intensivă. Între timp, mulți ochi sunt îndreptați către Alexandru Cumpănașu. Lucrurile se complică în ceea ce îl privește, pentru că după ce a câștigat acea faimă dorită de el, nedorită în mod normal de o persoană publică pe o rețea de socializare folosită de tineri, s-a aflat acum cum că Alexandru Cumpănașu i-ar fi făcut avansuri unei minore. Ea s-a hotărât să vorbească despre aceste lucruri tocmai în urma apariției din media lui Cumpănașu. Spune tânăra că i-ar fi făcut propuneri indecente când era elevă în clasa 11-a și vine mărturia ei după ce poliția a început cercetarea lui Cumpănașu numai filmulețelor postate în mediul online. Tânăra prezintă și capturii cu dialogul pe care l-a avut cu acesta pe WhatsApp, ceea ce ar fi foarte grav în instanță pentru Alexandru Cumpănașu. În timpul conversației, Cumpănașu i-ar fi propus să întrețină relații intime cu soția sa în timp ce el ar fi privit scenele. Fata a povestit într-o emisiune și cum l-a cunoscut pe Cumpănașu, era elevă de liceu, a venit acesta în calitate de președinte al organizației pe care o avea atunci și tânăra a vrut să se implice în organizația respectivă, să facă bine comunității și iată care a fost rezultatul, niște avansuri grosiere făcute de acesta pe WhatsApp. În cazul în care aceste imagini ar apărea în instanță, doamna avocat, ce greutate ar avea el? Păi, domnul Cumpănașu ar putea, eventual, nu știu, dacă minora la momentul respectiv avea până în 13 ani, ar putea să fie acuzat inclusiv de corupere sexuală a unui minor. Este o faptă prevăzută și pedepsită de legea penală, de codul penal.
Avea 17, cred, avea dacă 17 era în clasa 11. E, da. Atunci nu se încadrează la o rupere sexuală a minorilor. Deci e o discuție oarecare nu va cântări prea tare în instanță, dacă merge în instanță, nu? Poate să răspundă civil, da? Se pot cere daune de către respectiva persoană sau știu eu, dacă încă nu este majoră de părinți. E greu de spus, ar trebui văzut și exact ce dovezi există în sensul ăsta. Tânăr are capacitatea limitată de exercițiu la 17 ani, nu? Da, așa este. Aha. Teoretic se putea și mărita, deci, de la 16 ani. Da, se poate căsători, dar asta nu, v-am zis, la corupere sexuală a minorilor este vorba despre un minor care încă nu a împlinit 13 ani. Deci, din punctul ăsta de vedere, e greu de spus cum s-ar putea încadra o asemenea faptă. Deci nu ar putea fi tras la răspundere pentru aceste înregistrări? Nu, pentru că așa cum se prezintă, eu aș încadra-o mai degrabă la acte de corupere sexuală, că nu a existat o interacțiune directă și cam acolo s-ar fi încadrat, dar în situația respectivă știu că este prevăzut de codul penal în conținutul constitutiv al acestei infracțiuni că minorul ar trebui să aibă până în 13 ani. Bun, pe de altă parte, a te juca așa pur și simplu cu mințile unor copii de 14-15 ani, pentru că asta e vârsta celor cu care interacționează el pe TikTok. Aici măcar ar trebui să intervină un filtru, că CNA-ul n-are ce să facă, pentru că nu poate să intervină meniul online. Da, poliția nu știu ce poate... Cenzurii pe care aceste rețele de socializare o mențin sau nu și de standardele sociale și comunitare pe care le aplică aceste rețele sociale, care, iată, nu sunt puternice. Știu că, de exemplu, pe YouTube conținutul vătămător este îndepărtat sau este marcat. Se pare că pe TikTok nu se întâmplă același lucru. Bun, inclusiv interzicerea TikTok în România, despre asta s-a discutat acum ceva timp. Pavel Popescu, în momentul în care au apărut aceste înregistrări, a spus că ar fi necesară interzicerea TikTok în România, ceea ce de asemenea ar fi o decizie discutabilă. Da, știm că și președintele Trump a cerut la un moment dat și chiar se pusese în mișcare această... Dar mă întreb, doamna avocat, uitându-mă la discuția acelea, fiind vorba de o conversație privată pe WhatsApp, dacă nu cumva s-ar putea pune și problema hărțuirii sexuale? Ar putea să fie și un act de hărțuire sexuală. Acum depinde, v-am zis, depinde de conținutul respectivelor conversații și aici, desigur că în măsura în care s-ar formula o plângere penală, ar fi îndreptățit organele competente să analizeze și să vadă dacă se încadrează la hărțuire. Bun, dacă stăm și ne gândim acum și facem abstracție de faptul că, da, domnul cumpănașul pare avea nevoie de ajutor. Da. Dar poliția poate să facă ceva? Sincer, nu-mi dau seama ce ar putea să facă. CNA-ul nu poate că nu are cum, că nu are voie. Părinții, nu știu, pot eventual ei să facă ceva, să le interzică TikTok-ul copiilor, dar mai mult de atât. Da, cea mai bună soluție, cum spunea doamna avocat, ar fi într-adevăr o plângere adresată organelor de cercetare penală și în urma unui proces penal se poate ajunge chiar să îi se interzică domnului cumpănașul să mai posteze pe media. Păi am avut un caz pe acel... Și desigur ar putea să fie eventual inițiate și acțiuni în care administratorii acestor rețele de socializare să fie obligați să filtreze conținutul. N-au sediu în România, cum să le faci? Pe Facebook în momentul de față, dacă cineva te jignește, nu ai cum să soliciți Facebook-ului să-ți dezvolie identitatea. Da, asta nu înseamnă că nu se pot iniția acțiuni, pentru că inclusiv din punct de vedere transfrontalier pot să inițieze asemenea acțiuni și pot exista asociații care să aibă puterea și capacitatea, inclusiv organizatorică și financiară, să susțină astfel de demersuri. Nu este imposibil din punct de vedere juridic, dar nu stă cu siguranță în puterea unor persoane fizice, care, după părerea mea, ar trebui să aibă un comportament, în primul rând, preventiv. Și iată, cred că acest scandal este foarte bine și felicitări celor din media care au adus în discuție acest caz. Cred că foarte mulți părinți au fost responsabilizați zilele acestea și au verificat conținutul și respectiv activitatea copiilor lor pe rețelele de socializare. Cred că abia zilele astea s-a și aflat.
În aceste zile s-a și aflat de existența lui Alexandru Cumpănașu pe rețele de socializare, pe TikTok în special. Revenim la discuție. Revenim la discuție în câteva momente. Rămâneți cu noi. Alexandru Cumpănașu, inclusiv o înregistrare a unei discuții de pe WhatsApp pe care acesta a avut-o acum câțiva ani, deci nu vorbim de ce se întâmplă acum când el e un star pe TikTok, acum câțiva ani când i-ar fi făcut avansul unei tinere de 17 ani, tânăra respectivă a fost invitată de Cumpănașu să întrețină relații intime cu soția dumnealui, dar aici intrăm deja în niște mizerii, dar acestea sunt detaliile până la urmă și sunt cu atât mai șocante cu cât vorbim de un copil de 17 ani și de o persoană publică venită în liceul respectiv pentru a-și promova niște acțiuni caritabile, bune, pozitive și iată la ce s-a ajuns. Cum poți să intervii cu toată nebunia asta în mod legal? Ce poți să faci, doamna avocat? Păi, din punct de vedere legal, v-am zis, cred că dacă se dovedește că respectivele fapte sunt acte de corupere sexuală a minorului, dar v-am zis, există această condiționare de vârstă, el răspunde penal. Hărțuire sexuală, din punct de vedere penal, nu prea ar putea să fie, pentru că acolo se cere să existe o relație de muncă sau un alt tip de relație similară și iarăși nu prea s-ar încadra. Din punct de vedere civil însă, această persoană răspunde, pentru că a afectat practic integritatea acestui minor, acestei persoane, i-a adus atingere dezvoltării și atunci o acțiune în răspundere patrimonială, cu siguranță răspundere civilă se poate antrena împotriva unei asemenea persoane. Cătălin Antoie, te rog. Dar nu s-ar putea face o astfel de acțiune chiar de către părinții celor care au vizionat această emisiune? Această postare? Au văzut aceste poste, au văzut filmulețele cu el. Dacă este vorba despre un conținut vătămător și se poate face la răspunderea civilă, practic sunt de demonstrat niște condiții, și anume fapta prejudiciabilă, prejudiciul în sine, da, și legătura dintre cele două. Deci dacă se reușește să demonstreze că a existat un prejudiciu, că acești minori au fost prejudiciați în vreun fel, cu siguranță că se poate antrena răspunderea civilă a acestei persoane. Cam rigid, doamnă avocat. Cam rigid. Da. Din păcate asta este. Cred că rolul prevenției și a prezenței adulților, a părinților, a reprezentanților legali ai minorilor în viața lor și, practic, știința cu privire la ceea ce face copilul tău pe aceste rețele este extrem de important. Și poate ar trebui vigilența trebuie să fie însoțită și de asemenea demersuri judiciare, pentru că atâta timp cât doar stăm și ne păzim și lăsăm aceste personaje să acționeze, ei își vor găsi tot timpul o nișă, își vor găsi tot timpul persoane care nu sunt supravegheate și minori în special. Și nișe care nu sunt acoperite de lege, pentru că în momentul în care a fost făcută ultima modificare a codului penal, nu exista acest pericol ca rețelele sociale să devină, iată, un spațiu pentru astfel de manifestări. Nu se punea problema hărțuirii online, nu se punea problema tuturor acelor oameni care și-au altă identitate, care fură identitatea unei persoane cunoscute cu prejudicii dacă foarte mari. Lucrurile acestea... Dacă există și un alt tip de conținut, nu știu, poate că există și amenințări acolo, poate toate lucrurile acestea trebuie să fie analizate și după caz încadrate, în așa fel încât să iei cea mai bună decizie cu privire la demersul judiciar pe care îl faci. Eu zic că dacă ar exista, știu eu, mai mult civism și la cei care sunt afectați și nu s-ar teme să fie expuși, pentru că trăim totuși într-o societate destul de închisată, în care de multe ori victima este acuzată și probabil că... Inclusiv de judecători. Există, sigur că da, și există inclusiv părinți, sunt convinsă, care au temerea de a veni în public cu asemenea chestiuni, pentru că până la urmă se pune în discuție capacitatea lor de a-și gestiona copiii și până la urmă calitățile lor ca părinți. De aceea, sigur că existând toate aceste rețineri,
Asta face mai ușoară munca acestor persoane. Da, și trebuie să spunem că toate aceste lucruri se petrec pe fondul unor mari deficiențe în sistemul de educație în România, care și așa avea foarte multe tare de rezolvat. Acum are de rezolvat și o serie de probleme grave provocate de pandemia de coronavirus. Faptul că nu se mai poate face școală așa cum se făcea înainte, se poate face doar varianta online, care este deficitară, spun cu toții, și părinții, și copiii, și cadrele didactice. Vorbim și despre asta, vorbim și despre faptul că redeschiderea școlilor este incertă în momentul de față, o spune chiar ministrul. Sunt și cadrele didactice care nu vor să se vaccineze, pentru că și despre asta este vorba. Vorbim așadar despre aceste lucruri de la fix. Mulțumesc foarte mult, doamnei avocat. Ne revedem la ora 14. Mulțumesc și eu.